Să deschidem cuvântul Domnului în cartea profetului Ezechiel, capitolul 22. Vom citi începând cu versetul 23 până la sfârșitul capitolului. Să ascultăm cuvântul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurată și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai mari lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele ca un leu care răgnește și îți sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumbe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii lui au pentru ei tencuiel de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu, și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și îl voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Pasajul pe care l-am citit conține un mesaj tulburător. Nu ne-am aștepta ca Domnul Dumnezeu să adreseze asemenea cuvinte poporului pe care l-a ales, cetății Ierusalim, cu care s-a identificat, poporului pe care l-a numit popor al legământului. Și totuși, iată că acest lucru a fost posibil. Ce a fost oare în inima lui Dumnezeu când, uitându-se peste oameni, peste locuitorii Ierusalimului, peste aceia care erau urmașii lui Avraam, cercetându-le adâncul, văzând ce se ascunde în ei, inspirându-și apoi profetul să rostească asemenea cuvinte grele. Nouă ne este greu să le citim în public. Oare profetul Ezechiel cum i-a fost să le rostească în fața celor care erau vizați de ele? Mai mari lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele. Pun mâna pe bogății. Preoții lui calcă legea mea. Nu fac deosebire între ce e curat și necurat și nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este curat și necurat. Căpeteniile lui sunt ca niște lupi. Prorocii spun prorocii incinoase. Poporul din țară este plin de silnicie. Auziți cum spune profetul: în tine sunt bârfitori ca să verse sânge. În tine se mănâncă jertfe idolești pe munți. În mijlocul tău se fac desfrânări.
În mijlocul tău se descopere goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei. În mijlocul tău fiecare se dedă la urăciuni cu nevasta aproape lui său. Fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu nora sa. Fiecare ne cinstește pe sora sa, pe fica tatălui său. Iată ce stări, ce trăiri. În tine, zicea profetul, se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. Țineți minte, vă rog, aceste cuvinte n-au fost adresate unei națiuni păgâne. Acest mesaj n-a fost rostit unor oameni care n-aveau cunoștință de Dumnezeu, n-aveau cunoștință de Scripturi. Sunt cuvinte adresate poporului Israel. Dacă ar fi să ne cerceteze Dumnezeu pe noi, dacă ar fi să vorbească Dumnezeu în dreptul nostru, dacă ar fi să ne descrie în amănunt starea spirituală, așa cum a făcut-o în dreptul Ierusalimului din timpul vieții lui Ezechiel, ce-ar spune? În mijlocul acestor stări tulburătoare, Dumnezeu a rostit un mesaj. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, care să stea în spărtură, care să mijlocească pentru țară. A fost dureros că atunci să se spună, să se constate, dar nu găsesc nici unul. Și totuși era unul. Acel care nu era găsit la momentul strigării a devenit mai târziu profetul Ezechiel. Împărtășesc în această dimineață și în perspectiva postului care urmează un mesaj pe care l-am numit Strigătul din mijlocul spărturii. Ne vom uita la trei lucruri care reies limpede din acest pasaj. În primul rând, o stare, apoi o misiune și, în final, o soluție. O stare, o misiune și o soluție. În primul rând, o stare. Este vorba de starea spirituală în care se găsea poporul Israel. O stare spirituală gravă, așa cum am spus. Zidul era căzut. Breșa era mare. Cetatea sfântă cu care Dumnezeu făcuse legământ și cu care se identifica și în asociere cu a cărui nume a vrut să fie cunoscut numele lui, a decăzut din alegere. Dumnezeu s-a numit Dumnezeul lui Israel. Cetatea mea este cetatea Sion, a zis Dumnezeu. E dureros. După ce s-a făcut această alegere, s-a făcut această investiție, să se constate că starea spirituală în care au ajuns oamenii este cu totul degradantă. Idolatrie, violență, lipsă de credincioșie în familie, incest, corupție, mituire, lăcomie, desfrânări, furt, nedreptăți, conducători corupți, preoți corupți, profeți corupți. Asta era starea. Cuvântul acesta adresat în mod deosebit în dreptul preoților, a profeților, este dureros. Preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Ei, care fuseseră aleși de Dumnezeu să păzească legea, ei care fuseseră chemați să vestească pe Dumnezeu,
să facă deosebire între bine și rău, să învețe pe oameni să facă această distinție. Ei care erau chemați să fie o pildă, au ajuns să fie pentru Dumnezeu un blestem. Pentru lucrarea lui Dumnezeu pe care o reprezentau, un blestem. Prorocii au pentru el tencuiel de Ipsos. Imaginea este foarte sugestivă. Cel care s-a pornit să croiască zidul, nu l-a făcut bine. E strâmb. Stă să cadă. Rostul profetului ar fi trebuit să fie acela să atragă atenția, să ceară dacă trebuie demolare, rezidire. Dar în loc să ia atitudine compromițătoră, au închis ochii și l-au tincuit cu Ipsos. L-au îndreptat cu materiale superficiale. Au zis, așa vorbește Domnul și Dumnezeu n-a vorbit. Sigur că sub influența acestor oameni, căpetenii, profeți, preoți, mai mari, acești formatori de opinie din acea vreme, sub influența lor, poporul s-a degradat. Cuvântul lui Dumnezeu are grele vorbe și pentru popor, pentru cei bulți. Iată o stare. O stare pe care o găsești unde nu te aștepta. La poporul ales de Dumnezeu. La aceia care au fost chemați să fie lumina națiunilor. Întorcându-ne spre noi înșine, spre starea noastră spirituală, spre adevărul despre inima noastră, despre familia noastră, despre biserica noastră, ce vom putea spune? Nu trebuie să ne refuzăm, să ne cercetăm sufletul în lumina celor spuse de Dumnezeu Israelului din vremea lui Ezechiel? Nu trebuie să ne refuzăm, să ne cercetăm inima în fața unor întrebări grele. Cum e frica ta de Dumnezeu? Care sunt motivațiile inimii tale, aspirațiile tale, gândurile tale, simțămintele? Cum sunt faptele pe care le faci? Este inima ta în întregime predată lui Dumnezeu? Slujești pe Dumnezeu cu tot sufletul tău? Sau este aplicată spre rău? Gândurile sunt infectate de mizerie morală, guvernate de pofte lumești, de lucruri stricate, muncit de pate, în timp ce pe din afară arăți bine și vrei să dai bine. Spurgeon spunea că dacă ne-ar fi făcută Dumnezeu o fereastră în frunte, ca prin fereastra aceea din frunte să ne vadă semenii gândurile, simțămintele, trăirile inimii, toți ne-am cumpărat șerci și am stat cu ele trase pe frunte. Ce e în gândul tău? O stare. E ceva. Acel ceva care e acolo, e în voia lui Dumnezeu, e inima ta curată, e mintea ta curată? Dumnezeu ne cercetează inima. A cercetat poporul în vremea lui Ezechiel, cercetează poporul său și în vremurile noastre. Adeseori în Scriptură este spus că Dumnezeu ne așează pe un cântar și ne cântărește. Ia în mână o unitate de măsură și măsoară. În cartea profetului, în cartea Apocalipsa este scris că Dumnezeu a măsurat templu, Dumnezeu a măsurat altarul, Dumnezeu a măsurat pe cei care se închină în templu, pe cei care sunt la altar. Dumnezeu cercetează. S-ar putea ca unii dintre noi să fim prinși între poporul lui Dumnezeu, între chemarea lui Dumnezeu și lume. Am un cuvânt pentru cei care sunteți mai tineri. Unii dintre voi v-ați născut în familie de credincioși. Lucrul acesta este o binecuvântare, dar s-ar putea pentru tine să fie o ispită. Eu am cunoscut tineri care și-ar fi dorit să nu se fi născut în familie de credincioși, să nu fie deranjați de o mamă care îi spune la ce oră să vină acasă,
de un tată care să-i spună ce să bea și ce să nu bea, ce să facă și unde să facă, la ce oră să vină acasă. N-a vrut să aibă o mamă care să-i spună cum să se îmbrace, ce e decent și ce e indecent. Și s-a scuturat de toate acestea cu toată dorința crescând, dorind să fie mare și să plece. Și a plecat. Și credeți că a dat de bine? Ce îi face? O stare. Poporul în vremea lui Ezechiel se găsea în această stare ingrată. Ascultați-mă bine. Dacă ceea ce vă învață, dragi tineri, părinții voștri credincioși, vă displace, vă incomodează, vă deranjează, toate acestea sunt semne că inima voastră este lumească. Că inima voastră este aplicată spre rău. Și nevoie să vă treziți, să vă întoarceți la Dumnezeu. Acest cuvânt este aplicabil fiecărei vârste, fiecărui om. Aduceți-vă aminte că cercetând bisericile, cele despre care găsim scris în cartea Apocalipsa, Domnul a avut ceva de spus în dreptul fiecăreia. În dreptul bisericii din Efes, apreciind multe lucruri pozitive, Domnul Iisus a spus că acolo se pierduse dragostea din tâi. În Tiatira era un amestec lumesc, de învățătură lumească, rea și trăire în păcat. În Pergam, standardele morale erau coborâte, răul se numea bine. În Sardes, lucrurile stăteau rău de tot, deși din punct de vedere al reputației și al imaginii, numele acelor oameni era bun. Totuși, Domnul a spus, îți merge numele că trăiești, dar, ce cuvinte grele, ești mort. Și poate culmea ironiei este biserica din Laodicea, care se complace în autosuficiență, în încredere în sine, într-o convingere că sunt pe calea lui Dumnezeu, că nu le lipsește nimic. Parcă așa în vechime am auzit pe cei din Israel zicând, templu Domnului, templu Domnului, legea lui Dumnezeu, noi ne tragem din Avram. În vremea lui Iisus au zis, n-a fost robi nimănui niciodată, noi suntem din neamul lui Avram. Iar cei din biserica din Laodicea spuneau, ne-am îmbogățit, nu ducem lipsă de nimic, e cu noi Dumnezeu. Și Domnul a zis, nu știi. Ești sărac, ești gol, ești orb. Asta era starea. Sigur că aceste realități pe care le găsim în Scriptură ne împing să mutăm întrebările în dreptul inimii noastre, în dreptul stării noastre spirituale. Că nu tot ce este în stare inima noastră să numească bun este recunoscut de Dumnezeu bun. Nu orice convingere, nu orice trăire religioasă e recunoscută de Dumnezeu ca născându-se în Duhul Său cel Sfânt și în adevărul Său. Celor din Efes, Domnul le-a zis, adu-ți aminte de faptele tale din tâi. Să cugetăm la acest îndemn. Adu-ți aminte de faptele tale din tâi. Adu-ți aminte cum ai primit credința. Adu-ți aminte de pasiunea de la început. Adu-ți aminte de râvna de atunci. Adu-ți aminte. Atunci cum te rugai? Atunci cum posteai? Comparând, brazul ne se poate umple de rușine multora. Cât de mult îndrăgeai biserica, cugetul, conștiința, cum reacționa conștiința în fața răului și cum a educat-o în cursul vremii că e de acord cu tine în a strica legea lui Dumnezeu, în a te compromite. Preoții lui calcă legea mea, împângăresc lucrurile mele sfinte. Mă îngrozesc că cei de atunci ar putea să fie conducătorii de azi.
Mă îngrozesc că predicatorii de azi, profeții de azi, ar putea repeta aceleași greșeli. Și vă rog să băgați de seamă. A lipsit frica de Dumnezeu? Distanțare de cuvânt? În timp ce inima era plină de lăcomie și de răutate și de înfumurare. Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei nedreptăți. Suflete, ce cuvânt greu a spus profet, a spus apostolul Iacov, e scris în 4:4, Iacov, suflete, suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Cum te raportezi la lume? Îl iubești pe Hristos? Iisus a spus, ferice de cei însetați, ferice de cei flămânzi după neprihănire, că cei vor fi săturați. Cugetă la foamea după Dumnezeu. Cugete la dorința ta după Dumnezeu. Să aduci aminte cum altădată abia așteptai să te retragi și să te rogi. Îți amintești de nerăbdarea cu care așteptai să ajungi la biserică, să fii în părtășie, bucuria cu care ascultai cuvântul, dorința de a te apropia de Dumnezeu? O stare. Ne face bine să ne aducem aminte și să ne cercetăm și în lumina standardelor lui Dumnezeu, dar și în lumina istoriei noastre. Cum erai altădată? Și dacă între timp ne-a părăsit foamea, ne-a lăsat în urmă setea de Dumnezeu, sufletul tău se satură cu ceva. Câteodată suntem ca și prunci, în fața unei mese bogate, mâncăm dulciuri, se taie pofta de mâncare. Așa și sufletul e hrănit cu lucruri ușoare, serbede, cu învățături, cu trăiri. Nu e săturat, e doar tăiată foamea. Așa se întâmplă și duhovnicește. Profetul Osea a vorbit despre asta. Capitolul 5 cu versetul 4, găsim aici un cuvânt tulburător, un cuvânt care explică multe. Iată ce este scris. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Dar ce strigare! Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. De ce? Căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Faptele. Gândește-te la faptele tale. Gândește-te la curăția inimii tale. Dumnezeu să aducă în viața noastră trezire. Uneori, trezirea despre care vorbim este superficială. Sclipirile noastre spirituale, zvrâgnirile, dorința de mai bine, acel tresărit poate fi asemănat cu starea pe care o are un om care e înfășurat de somn și sună ceasul. Și după ce îl aude sunând, visează cum se trezește, visează cum se îmbracă, visează cum merge la școală. Dar de fapt el s-a întors pe partea cealaltă. Exact ce spunea profetul Osea despre poporul din vremea lui, 6:4. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață, ceața de dimineață. Ați văzut-o în voi? Cum se așează și cu numai un pic bate soarele și încet, încet se duce. Cine nu se pricepe, zice, vine ploaie, secetă mare. E doar o ceață trecătoare. Ca roua care trece curând,
noaptea s-a lăsat roua, bate o rază de soare în jumătate de ceas, nu-i mai nicio rouă. Pământul e crăpat iar. Imaginea este din Israel uscat. Așa e și Evlavia, multura, zicea profetul. Așa sunt dorințele voastre de bine. Așa e trezirea. Așa e pocăința. Doar un vis neurmat de acțiuni ferme. Aceasta era starea poporului Israel. Sigur, Dumnezeu a anunțat peste starea aceasta judecata lui. Mânia lui Dumnezeu s-a arătat, urgia mea va veni peste ei, voi nimici cu focul mâniei mele, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Dar vă rog să notați, Dumnezeu n-a dorit să facă așa. Tocmai din pricina aceasta a vorbit. Mesajul lui de înnoire, de trezire, a plecat, a pornit de la identificarea unei stări, iar acum conducând pe cei a căror inimă era lui Dumnezeu, pentru că întotdeauna sunt, oricât ar fi de degradată o societate, acolo în societatea aceea Dumnezeu își păstrează o mărturie. Ilie a primit o lecție de viață. Se lamenta, se plângea, zicea, sunt singur, nu mai are Dumnezeu pe nimeni, eu sunt, gata, s-a terminat cu moștenirea lui Dumnezeu, cu mărturia lui Dumnezeu. Și Domnul le-a spus, stai liniștit, mai am mii, mii și mii. Așa are și în biserica noastră. Oameni, nu ești tu, nu sunt eu, ridică Dumnezeu. Ridică dintre băieți și dintre fete, dacă nu-s bătrâni. Ridică dintre bătrâni, dacă nu sunt tineri. Ridică din vecini. Ridică din lumea asta. Țineți minte, Dumnezeu face asta. Slăvit să fie în numele Lui. O misiune. O stare, în al doilea rând, o misiune. Misiune urgentă. Caut un om. Dumnezeu se uita peste generația aceea decadentă și căuta un om care să facă trei lucruri. Trei lucruri trebuiau făcute. Asta era misiunea. Să înalți un zid, să stea în spărtură și să mijlocească pentru țară. Trei lucruri simple. Să înalți un zid. Se cerea întâi de toate să fie făcută o separare. Zidul ne vorbește despre o separare. Caut un om care să înalți un zid. Se cerea să fie făcută o separare. O separare între bine și rău. Între ce e Dumnezeu și ce nu e dumnezeiesc. O separare între adevăr și minciună. Între iubire și ură. O separare între învățătură sănătoasă și erezie, între sfințire și corupție, între mântuire și pierzare, între autentic și fals, între religie și spiritualitate. Se cerea să se ridice un zid, o întăritură. Nevoia aceasta, nevoia aceea este o nevoie și acum. Este prezentă și acum. Se cere să se ridice oameni, să se ridice familii care să facă separare, să arate în mijlocul poporului care este starea și să arate o separare, să împartă clar lucrurile, fără confuzie. Aici e adevăr, aici e minciună. Aici e Hristos, aici e demon. Aici e sfințire, aici e păcat. Aici e împărăția lui Dumnezeu, aici e lume. Nu amestecate, nu confuzie. Un zid. Trăim vremuri de confuzie. Vremuri în care lucrurile nu mai sunt clare pentru oameni. Te miri cum degradează evoluția, stările morale. Un zid. Zidul acesta trebuie să fie ridicat în cugetele noastre. Oamenii pot pierde în viața lor multe. Sunt două lucruri, trei lucruri care dacă se pierd, e rău de tot. Să-ți pierzi credința, să-ți pierzi cugetul curat și, cum a spus Dumnezeu lui Moise, să-ți pierzi bunul simț. Da. M-am întrebat, ce mai poate pierde un om care l-a pierdut pe Dumnezeu și a pierdut nevinovăția și a pierdut credința și a pierdut
cugetul, conștiința. Conștiința lui nu mai semnalează prezența răului, nu mai separă, amestecă lucrurile. Ce mai poate să piardă un asemenea om? Moise a spus, descriind poporul, un cuvânt greu, poporul acesta și-a pierdut, țineți minte cum scrie, bunul simț. De se poate merge până acolo. Eu am întâlnit oameni care au ajuns și în această pagubă. Se cere să se facă o separare. O vedere clară, o separare clară, o înălțare a unui zid care să fie zidit cum se cade. Amintiți-vă de mesajul profetului, slujitorului lui Dumnezeu, Neemia. El a chemat poporul să zidească zidurile din nou. E cu tâlg ce se întâmplă. Să luăm câteva locuri. Neemia, capitolul 3, cu 1. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții. Ce hotărâre! Extraordinar! Au zidit poarta oilor. Au sfințit-o, i-au pus ușile, au sfințit-o de la turnul Mea până la turnul... Rog să observați hotărârea acestor oameni, început cu preoții. Predicatorii sunt chemați la rugăciune. Predicatorii sunt chemați la post. Slujitorii lui Dumnezeu sunt chemați să fie pildă în familiile lor și în mijlocul poporului, a bisericii. Comitetul de conducere a bisericii este chemat să fie primul aici. Oare ar fi drept să retragem dreptul de a sluji celor care nu vin la rugăciune? Oare ar fi cinstit să nu îi lăsăm să cuvânte în mijlocul nostru pe aceia care n-au frică de Dumnezeu și nu iubesc părtășia și lupta și dusul poverii? Oricum, dacă nu facem noi, o face Dumnezeu. Alături, ascultați-vă foarte frumos, versetul Neemia 3 cu 5. Alături de ei și alții au lucrat tecuiții. Și uitați în detaliu. Ai căror fruntași nu s-au pus în slujba Domnului. Oamenilor acestor le-a fost greu. Mai mari lor n-au răspuns. Dar oamenii de rând s-au ridicat și au zidit. Ioiada, adres poarta cea veche, a acoperit-o cu scânduri, a pus ușile, încuietorile, zăvoarele. Foarte interesant, versetul 10. Alături de ei a lucrat în fața casei sale. Iedaia. În fața casei sale. 3 cu 28. Deasupra porții cailor, preoții au lucrat fiecare înaintea casei lui. Orașul era înconjurat cu ziduri. Zidurile fuseseră de mult dărâmate. Oamenii s-au mutat pe vechea vatră, dar nu erau ziduri. Între casele lor și dușman nu era nicio separare. Și atunci au zis, hai să facem fiecare zid în dreptul casei noastre. Dacă îl faci în dreptul casei altuia, poți fi superficial. Dacă îl faci în dreptul casei tale, dacă știi că pe zidul acesta, că zidul acesta îți apără soția, îți apără copiii, îți apără viața ta, pui inima acolo. Pui inima. Așa au fost conduși să facă, să înalți un zid. Să fie făcută o apărare, să stea în spărătură. Avem datoria să apărăm acest zid. Avem datoria să stăm în breșe, avem datoria să păzim hotarele, să nu mutăm hotarele. Strigătul din mijlocul spărturii. Misiunea era să facă o separare și apoi să apere breșa, să stea în spărtură. Proverbe 22 cu versetul 28 pune în fața noastră un imperativ.
nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Poate vor veni unii care vor încerca să-l mute. Dacă și așa a apărut breșa, hai să facem zidul în altă parte. Dacă și așa zidul e căzut, dacă trebuie să-l luăm de la capăt, hai să-l punem în altă parte. Cuvântul a spus, nu muta hotarul cel vechi. Avem datoria să protejăm moștenirea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Să fie perpetuată separarea între bine și rău, între adevăr și fals, să fie recunoscut Dumnezeu, lucrarea Lui să fie apărată. Se vor ridica oare oameni în Biserica Emanuel să facă acest lucru pentru Domnul? Te vei ridica oare să faci acest lucru pentru Hristos? Dumnezeu te-a chemat să slujești în altă parte, ești așezat într-o altă cetate. Vei face oare obiectul rugăciunilor tale, a postului tău, a râvnei tale, a pasiunii tale, a efortului tău? Protejarea mărturiei lui Dumnezeu? În cartea 1 Cronici 11 găsim un pasaj obscur. Aproape că îl poți pierde din atenție, e așezat între multe alte detalii. 1 Cronici 11, 12 la 14. Sunt trecuți acolo vitejii lui David. Ni se spune așa. Eleazar, fiul lui Dodo, unul din cei trei războinici. El era cu David la Pas Damim, unde se strânseseră filistenii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz și poporul fugea dinaintea filistenilor. Vreau să observați momentul, încărcătura acestui moment. Dușmanul se năpustise, l-a bătut pe Israel, poporul s-a retras, filistenii au câștigat teren, au ajuns la bucata aceea de pământ, moștenirea lui Israel. Cuvântul ne spune că Eleazar s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a ocrotit și a bătut de filisteni. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Cuvântul ne mai spune că așa a strâns sabia în mână în luptă, încât i s-a lipit sabia de mână. Și când cei care fugeau din dosul l-au văzut rămas singur în ogor, mânuind sabia, strângând-o până acolo încât a devenit una cu trupul lui, i s-a lipit de mână. Oamenii s-au oprit și unul după altul s-au întors și a fost o mare biruință. Să stea în spărtură. Gândește-te la familia ta. Gândește-te la copiii tăi. Gândește-te la sufletul tău. Gândește-te la această biserică. Trebuie să o simți, să o porți în rugăciuni, să o prețuiești, să o iubești, să te jertfești pentru ea. E familia noastră în Domnul. Spărituri sunt. Îngăduiți-mi o aplicație. Revenim după o vreme complicată. Pandemie, vreo 2 ani. Un an de zile, șantier, aproape. Cu un singur program, duminica, de la 11:30. Domnie. Boierie. Unii încă nu s-au trezit. Dumneavoastră, da, felicitări. Și după masă, faptele vorbesc. Ce faceți după masă? Ce faci după masă? Ce face familia ta după masă? Ce fac copiii tăi? De bună seamă că mă gândesc la serviciul divin de seară. Ce faceți până atunci, treaba dumneavoastră. Să aveți poftă bună și somn liniștit, să o părtășie frumoasă. Dar ce facem cu altarul lui Dumnezeu de la serviciul de seară?
Biserica Emanuel a fost cunoscută pentru disciplina cu care s-a închinat lui Dumnezeu și dimineața și seara. La serviciu de seară era mai mulți ca dimineața. Că dimineața o parte dintre noi era misiune pe sate. Așa-i? Tineri, bărbați, familii, în mașini, în cele 15 biserici din zonă. Seara ne adunam cu toți. Și acum, la un grătar, la o bârfă, la un film, la un pui din somn prelungit, mai mare rușine. Or fi excepții, dar care e visul? Observ că nu-i zid, observ că e o spărtură, observ că se cere să iei atitudine. Revenim cu serviciul de rugăciune de dimineața de la ora 9, după 3 ani de întrerupere. 2 ani, 2 și un pic. Sunt oameni care iubesc rugăciunea. Unii dintre dumneavoastră aveți timp dimineața. Nu vă leagă responsabilități legate de locul de muncă sau de școală. Te va binecuvânta Dumnezeu să fiți la vârsta pensiei. Foarte frumos. Cum să vă cheltuiți dimineața? Cum? Aceia care aveți răgaz, cum le veți cheltui? Poporul este chemat la rugăciune. Se cere să fie făcută această schimbare. Ca în final cuvântul Domnului să vorbească despre o soluție. O stare, zidul căzut, o misiune, să ridice zidul, să stea în spărtură și să mijloțească. Și acum soluția. O soluție foarte simplă. Caut un om. Dumnezeu caută un om. Dumnezeu poate să facă schimbări când un om se ridică, când omul acela își pune pe inimă să-L caute pe Dumnezeu. El e observat că nu se spune că omul acela e bărbat sau femeie, că e bătrân sau că e tânăr, că e copil, că e în vârstă, că e băiat sau că e fată. Un om, un om. Poți fi omul acela. Poți să te dedici lui Dumnezeu. De ce oare prinde pilda râului? De ce oare nu ne alăturăm celor puțini, cum a fost Enoch, cum a fost Lot, cum a fost Noe? Oameni care au trăit în vremuri complicate, cu presiuni extreme în jurul lor, dar care nu s-au lăsat. Un om care se caute pe Dumnezeu, un om care să citească Scriptura, un om care să se roage zilnic, un om care să-și pună pe inimă să postească, un om cu duh zdrobit, un om care să se deschidă în fața lui Dumnezeu ca un vas în care să toarne Dumnezeu Duhul, un om care să se consacre pentru Dumnezeu. Vrei să fii un asemenea om? Eu vreau să fiu. Azi noapte n-am dormit bine. Fus orar. Pe la 1 m-am trezit. Ca și cum ar fi 7. Fus orar. A fost frumos timpul de părtășie. M-am gândit, n-aș putea oare cumva să rup din somn, dar în mod regulat și disciplinat, o bucată de timp pe care s-o petrec cu Dumnezeu. Acum a fost orar, m-a ajutat. Dar nu m-a putea ajuta oare pocăința? Iubirea față de Hristos, să rup un pic de timp și să-L pun pentru Hristos, să fie acel timp de altar. Cum era cântarea veche, caut un om care să iasă noaptea afară și să mijlocească pentru țară. Strigătul din mijlocul spărturii. E potrivit să ne rugăm acum,
Poate că Dumnezeu ți-a vorbit. Poate că Dumnezeu ți-a vorbit ce nu știe nimeni. Cuvintele mele au fost doar niște imbolduri. Adevăratul mesaj ți l-a spus ție. Precum un mic aparat numit electromotor pornește un motor mare, așa Duhul Sfânt ți-a vorbit ție prin vorbele mele mici. Să lasă să vorbească mai departe. Să nu lași ca evlavia ta să fie ca roa, ca un nor care se așterne undeva într-o vale și cum bate soarele se ridică și nu mai e. Să fie ceva de durat. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.